În videoul de azi vreau să vă fac o scurtă prezentare a aparatelor foto pe film pe care le-am cumpărat din târgul de vechituri. Dacă nu ați văzut videoul, aveți linkul în descriere. Nu prea am mai postat în ultima perioadă pentru că am fost puțin cam ocupat. Lucrez la un man cave, vreau să-mi fac berlogul meu, camera mea cu nebunii, unde să-mi depozitez toate nebuniile mele, să fac așa un mic studio unde să fac eu de cap să nu fiu deranjat. Dacă sunteți noi pe acest canal și vreți să vedeți cum iasă, nu uitați să vă abonați. La fel, dacă vă place acest video, nu uitați să dați un like. Asta mă va ajuta pe mine să-mi dau seama dacă vouă vă place, iar pe voi nu vă costă nimic. Minolta XGM este o cameră produsă în 1981 și eliberată pe piață în 1982, a fost produsă în Japonia și cântărește 515 grame fără baterie și obiectiv. Bine că bateria nu cântărește decât câteva grame. Este o cameră destul de drăguță, am luat-o din piață cu 80 de lei și are și funcția automată, adică își setează singur viteza în funcție de ce setări ai aici la obiectiv. Acest obiectiv este zoom de la 28 până la 70 de mm, f3.5 până la 4.5. În funcție de ce setări ți-ai pus aici la obiectiv, el automat își reglează viteza și face poză. Este foarte ușor de folosit, poți să-i zici că e un fel de point and shoot, dar singura chestie este că trebuie să-ți reglezi focalizarea, care este de la minim 40 de centimetri până la 5 metri și apoi vine la infinit. Dacă pun la F22, o să vedeți că așteaptă puțin. În cazul acesta ar fi trebuit un trepied. Așa. Dacă vrem, putem să trecem pe modul manual complet. Are un fel de senzor aici pe buton. În momentul în care punem degetul, în interior se luminează niște beculețe și îți spune la ce viteză ar trebui să-ți reglezi camera. De exemplu, dacă eu am pus la viteza 1000 și el are nevoie de 60, o să se aprindă beculețul în interior la 60. Vă arăt și imediat dacă pot să filmez în interior. Și atunci tu știi că nu ai setat viteza corespunzător și îți reglezi ca să faci poză corespunzător. Am făcut ceva poze cu camera aceasta. Folosește un film de 35 de mm. Are copertina de pânză. Obiectivele se pot schimba. Mai am un obiectiv de 135 f2.8 și 28 de mm f2.8. Am făcut ceva poze cu ea, însă nu am fost prea mulțumit. Trebuie să mai ies să fac ceva teste cu ea, să văd dacă exponometrul acestui aparat funcționează corespunzător. Are aici o oglindă care reflectă imaginea în acest vizor. Este un aparat SLR și pot să zic că este destul de drăguță. Această cameră, când a fost scoasă pe piață în 1982, a fost aparatul de top din seria XG. Este un aparat din aluminiu, cred. Este aproape complet din metal și obiectivul este din metal. Aici are și ceva funcție de compensare, plus 2 sau minus 2, dar nu știu exact cum se folosește și nici nu cred că am să folosesc vreodată. De aici se setează ISO de la 25 până la 1600. Spre exemplu, nu știu dacă se vede acum, aici am pus ISO 1600, viteza 60 și dacă ne uităm în interior, nu știu dacă se vede, eu am pus pe viteza 60 și acum când apăs pe buton, în dreapta se prind niște beculețe și îmi spune că trebuie să am 125 sau ceva de genul ăsta. Pentru focalizare are acel cerculeț în mijloc care împarte imaginea în două și trebuie să învârtiți de rotița de focus până le aliniați perfect. Așa se focalizează cu această cameră.
Am pus telefonul în fundal, poate reușesc să vă arăt și vouă. Nu are autofocalizare, este un aparat manual. Și cam asta a fost despre acest aparat. Acum să trecem la următorul. Următoarea cameră pe care am luat-o din târg este un Zorki 4, o cameră rusească, am dat doar 20 de lei pe ea. A fost produsă, bineînțeles, în Rusia între 1956 și 1973. Cântărește 519 grame fără obiectiv, obiectivul cântărește undeva la încă 133 de grame. Seamănă foarte mult cu un aparat foto Leica, din păcate nu am un obiectiv la el, pentru că așa am găsit-o, doamna de acolo mi-a spus că obiectivul l-a dat separat. Este o cameră solidă, din metal, complet din metal. Aici are ceva piele, învelită în piele. Îmi place foarte mult această cameră foto. Trebuie să fac rost de un obiectiv pentru ea. Este un aparat foto complet manual. Nu are autofocalizare, nimic. Dar dacă ne uităm aici pe vizor, nu am cum să vă arăt acum pentru că nu am obiectiv. Ca să poți focaliza, imaginea îți apare ca și două fantome, obiectul e împărțit în două și trebuie să focalizezi până unești cele două fantome ca să fie perfect suprapuse și atunci știi că s-a focalizat complet. Are, e foarte greu de văzut aici că se vede foarte, foarte slab, are de la bulb până la viteza 1000. La această cameră nu se poate regla ISO, doar trebuie să ții minte ce film ai înăuntru, cât ISO are. Această cameră nu are un exponometru intern, este complet manuală. Vă trebuie un exponometru extern ca să puteți să expuneți corect pozele și puteți folosi și o aplicație pe Play Store. O puteți găsi, se numește Light Meter Free. Dacă vreți să știți cum se folosește, lăsați în comentarii, pot să vă arăt, dar cred că o să vă descurcați și singuri. Aici vă alegeți pur și simplu la ce F vreți să faceți poza, aici vă puneți ISO, cât ISO are filmul și aici o să vă spun automat ce setări să folosiți pentru viteză. Atenție mare, pentru că la toate aceste aparate rusești trebuie prima oară să armezi aparatul și apoi să setezi ce viteză vrei, pentru că altfel se poate rupe înăuntru ceva și se poate strica. Așa sunt ele construite. Eu acum, de exemplu, l-am armat și dacă apăs pe buton o să declanșeze. Vreau să îl desfac să vă arăt și cum e în interior. Am găsit un film, dar sigur cineva a mai deschis acest aparat, așa că nu am să-l developez. De aici se armează. După ce ați armat, vă reglați viteza. Se ridică de acest sâmburuș, de acest buton. Se reglează viteza și acum se deschide cortina, care este tot o cortină de pânză. Haideți să pun pe o viteză mai mică ca să vedeți aici mai mult timp deschisă cortina. Am să-l pun pe bulb. Dacă îl pun pe bulb, stă deschis atâta timp cât țin eu apăsat pe buton. Bineînțeles, ca multe aparate pe film, aici se poate pune cablul extern ca să nu se miște camera atunci când faci poză. Aceste camere au fost produse în număr foarte mare, în jur de 1.700.000 de unități și s-au exportat foarte mult în vest. Îmi place cum arată. Trebuie să fac rost din obiectiv și să fac ceva poze cu ea să vă arăt. Dacă s-au produs 1.700.000 de unități, nu înțeleg de ce aici mie mi-arată numărul 5.832.354. Habar n-am, dacă știți voi, lăsați în comentarii. Această cameră are și un selfie timer. Haideți să armez. Așa, și se declanșează în momentul în care apăsați pe acest buton.
Cam asta este despre această cameră. Haideți să vă arăt și pe următoarea. Acest model Fujifilm este produs în 2009 și folosește filme Polaroid Instax Wide. Aceasta este o cameră foto Polaroid. Am cumpărat-o din târgul de vechituri cu 40 de lei. Și surpriză, avea și baterie în ea și avea și filme. Vreo 6 bucăți am reușit să fac. Erau puțin arse, probabil cineva a deschis și s-au ars filmele, puțin pe margine, dar în centru pozele au ieșit destul de bine. M-am distrat puțin cu ea chiar și acolo în piață. O să vă pun acum câteva imagini. Din alea, pozele alea. Până ce a făcut, am făcut 1500 de euro. Ah, uite că a ieșit. Uite. Nu știu dacă mai are ea. În aia îmi face. Te zgârcește acum. Hai, atenție! Hai să vedem. Bine, degeaba scuturi, că nu... Trebuie să așteptăm un pic, uite, vezi că îți prinde culoare. Surpriz? Nu atingeți aici, se mai deschide. Acest Fujifilm Instax 210 folosește filme Instax Wide, care se găsesc la 80 de lei 20 de bucăți, ceea ce mă surprinde pentru că este destul de ieftin. Acum pare scump, dar comparativ cu altele care sunt la 100 de lei pentru 10 bucăți, acesta folosește film Instax Wide care costă 80 de lei 20 de bucăți. Am să aprind camera să de aici de buton ca să vă arăt. Nu am să o deschid pentru că în interior eu am cumpărat și am făcut deja câteva poze, am filme în interior. Acum vreau să vă arăt cât de ușor este să băgați caseta cu poze în aparat. Tot ce trebuie să faceți după ce ați desigilat caseta de filme, să aliniați semnul galben de pe casetă cu semnul galben de pe aparat. După care, când faceți prima poză, iasă o folie de plastic, este folia protectoare, o înlăturați și gata. Asta este tot, puteți să începeți să faceți poze. Am să ies prin oraș și am să fac poze, să vă arăt cum face. Aici are un vizor doar pentru încadrare. Nu are autofocalizare, dar îți poți seta de aici. Trebuie să aproximezi cam la ce distanță este subiectul, între 90 de centimetri și 3 metri și de la 3 metri și până la infinit. Așa. Aici activați blitzul și de aici activați, de exemplu, light, lighten, deschis, normal sau mai închis. Trebuie să mă mai joc puțin cu ea să-mi dau seama exact la ce se referă când spui darken, adică dacă le face mai întunecate sau dacă mediul în care faci poza este mai închis, pentru că e un pic dificil, deși pare ușor de folosit, e un pic dificil de folosit această cameră, pentru că dacă subiectul este în umbră și în fundal are soare, e foarte deschis în spate, subiectul va ieși foarte, foarte închis. Am să vă arăt acum o poză despre ce vorbesc. Și atunci trebuie folosit neapărat blitzul ca să lumineze subiectul care este în umbră. Așa că foarte ușor de folosit în lumină. Dacă este lumină complet afară, dar aveți mare grijă dacă subiectul este în umbră, să folosiți blitzul. Este o cameră drăguță, cred că poate toți ar trebui să avem una, să spun așa. Mai vin prieteni pe la noi și când mai vin prieteni pe la noi, când pleacă, pac, poți să faci o poză, una le-o dai lor și una ți-o pui ție pe frigider cu magnet ca să ai amintire, sau dacă vrei poți să te duci la Vama Veche pe plajă să ceri 10 lei pe poză. O poză cu acest aparat costă 4 lei, te duci pe plajă, faci poze instant
și ceri 10 lei și faci rost de 6 lei pentru băutură. Glumesc și eu acum. Am mai cumpărat aici o cameră video GVC, nu am găsit prin ce an a fost produsă, undeva prin 1990, cam așa zic eu, și la vremea ei costa foarte mult, cam cât o dace la mâna a doua, deci cine avea astfel de camere stătea bine cu banii. Folosește casetă VHS-C și au cam 30 de minute aceste casete de înregistrare. Are foarte, foarte multe butoane, se poate da și replay, se poate înregistra, are autofocalizare, are și microfon. Am cumpărat-o pentru că avea foarte multe accesorii, avea și, bineînțeles că bateriile nu mai țin, dar avea și, adică are adaptor pentru băgat direct în priză ca să se alimenteze. De ce am cumpărat-o? Poate o să fac și un videoclip filmând cu ea. Doar că am observat că această cameră are o problemă. Capul de redare sau capul de înregistrare este defect și imaginile apar în dungi. După cum bine știți, eu mai am un canal de YouTube, Film Rescue, și vreau să recuperez tot felul de filme de pe casete, filme, videouri de pe filme, ca să spun așa, 8 mm, super 8 mm, și m-am gândit de ce nu și de pe VHS. Sunt mai multe tipuri de VHS-uri, de casete VHS-C, VHS normal, care sunt camerele mult mai mari, casete care poți să bagi direct în video, în video player, VHS 8 și așa mai departe. Sunt curios ce găsesc, de acum o să trebuiască să caut, o să cumpăr casete, să văd ce găsesc pe ele, poate găsesc imagini de acum 20-30 de ani, să vedem filmat prin oraș cum era în oraș prin anii respectivi, deși majoritatea casetelor sigur vor avea filmări de la anunț sau botezuri. Și acum haideți că o să bag în priză să vă arăt puțin. Acesta este încărcătorul și se poate folosi și cu acest adaptor ca să alimenteze camera. Pe aici te poți uita, are un vizor. Haideți să o aprind. Am să o deschid direct. Țin apăsat aici pe eject și scoate caseta. Asta este caseta. Aici văd că scrie un nume din anii 2000. Deci prin 90-95 au fost scoase camerele astea, 95 până în 2000, dar nu cred. Deci cam prin 95. O pot eu să vă arăt acolo, are un cap de redare și acela are o mică problemă. Vedeți că am ceva imagine, da. Vedeți cum se vede? Sare foarte mult imaginea. Capul de redare nu este ok. Am căutat pe OLX să văd dacă găsesc o cameră asemănătoare, dacă să încerc să o repar pe asta, și am găsit una, un model foarte, foarte asemănător. Am dat 40 de lei pe ea, doar că asta are și ea o problemă. Prinde banda. Adică nu o învârte. Și atunci eu am vrut să o repart, să iau capul de redare de la această cameră și să o pun la aceasta. Nu mi-am găsit timp să încerc să o repar și prostul de mine, ce am făcut? Am rupt-o din greșeală, fiind atât de veche și un plastic atât de fragil. Nu știu cum am agățat-o și am rupt-o. S-a rupt foarte, foarte repede. Acum nu este o problemă, pentru că eu oricum aveam un proiect foarte, foarte vechi. Ea se aprinde aici, dar prinde banda. Vedeți că se aprinde. Dar prinde banda. Și oricum, chiar dacă e ruptă, nu e nicio problemă, pentru că eu am un proiect foarte interesant. Vreau să folosesc ceva de la camera asta. Și dacă sunteți interesați să vedeți, eu sincer, cel puțin băieților, 100% o să vă placă. Deci am un proiect foarte interesant, să fac ceva cu această cameră. Am să vă zic,
Vreau să fac un night vision, pentru că asta vine perfect pe ochi. Avem display, îi pun o cameră aici și o lanternă cu infraroșu și vreau să fac un night vision. Așa că 40 de lei nu mi se pare că am dat mult pe ea, chiar dacă am rupt-o. Și când urma să fac proiectul oricum trebuia să o rup de aici. Așa că asta e. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like. Pe Instagram eu sunt mares.ivanov. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o ca să nu ratați următoarele videouri pe care le voi urca. Până data viitoare, aveți grijă de voi!